Tu cum vezi situația de la Dinamo? Deși pe vremea când jucam eram rivali, pot să spun că deplâng situația. Îți pare rău de Dinamo? Da, e un club de renume, nu se aștepta nimeni să ajungă în situația asta. Dar probabil cu înghețarea campionatului sau decizia aceasta de a nu retrograda nimeni, chiar e avantajat. Nu se știe dacă câștigau meciurile rămase. Asta zic. Deci, într-un fel, i-au avantajat. Da. Deci, mă bucur că au rămas în Liga 1. Gigi Molțescu totuși pusese un pic pe picioare așa. Imediat după 4 antrenamente au câștigat cu Voluntar egal cu Viitorul. Dacă nu mă înșel, tu l-ai prins pe Gigi Molțescu la Sportul Studențez, nu? Da. Cum e? Nu degeaba îi se spune Smurdu. Pentru că se vorbește de diferența mare de vârstă. Că Mircea Lucescu spunea la un moment dat, dom'le, când ajungi la o anumită vârstă, nu mai poți să ai un contact direct cu jucătorii pentru că e diferența prea mare de generații. Molțescu cum era, de exemplu, la Sportul? Cum e și acum. Și face treaba foarte bine la antrenamente, vede bine jocul, analizează foarte bine adversarul. Ce amintire ai cu Molțescu? Primul lucru care îți vine în minte când te gândești la el? Păi când eram în Liga 2, am promovat în Liga 1, cu dânsul am fost marea majoritate a campionatului împreună. După aia a venit Gabi Balinș, cu dânsul am promovat. Dar Gigi Molțescu pot să spun că și-a pus amprenta pe acea primă promovare. După care a mai revenit și cu gașca nebună. Da, în 2006, da.